Stimați ascultători, vă spunem bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Astăzi am pregătit o temă interesantă, o temă mai teologică. Știu că v-am obișnuit cu subiecte din actualitate, din realitatea curentă, însă și acesta este un subiect de actualitate pentru noi credincioși, urmașii Domnului Hristos. Și ar trebui să fie mereu în atenția noastră, și ne propunem să vorbim în ediția de astăzi despre practicarea disciplinelor spirituale. Sunt multe, ne vom axa pe câteva din ele cele mai importante și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, sunteți aici pe Frecvența Veștilor Bune și vă dorim multă binecuvântare. Vă mulțumim pentru că ne susțineți în proiectul acesta media și ca să nu vă mai țin în suspans pentru dumneavoastră și pentru discuția de astăzi, avem bucuria și onoarea să avem un special de seamă și spunem un bun venit pentru prima dată domnului pastor și profesor Ghiță Mocan, pastor la Biserica Pentecostală Filadelfia din Oradea. Bun revenit în București! Bine v-am regăsit în actualitate! Mulțumim și noi, ne bucurăm că sunteți cu noi, și așa ne dorim să fim în actualitatea și a Cuvântului Dumnezeu, și a realității de zi cu zi, pentru a avea un cuvânt și un răspuns la provocările societății noastre. Suntem bucuroși, onorați că sunteți aici, în studioul ProDocens și pentru ascultătorii noștri la Radio Voce Evangheliei. Am pregătit acest subiect mai teologic, e pe limbajul, pe zona, sfera dumneavoastră de activitate și pentru început aș vrea așa să ne prezentați pe scurt la care discipline spirituale vom face referire și așa le vom lua pendelete, apoi să le analizăm un pic. Trebuie să știm că de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, disciplinele spirituale au fost mereu un subiect de actualitate. Iar listele au variat. Au fost liste cu trei enunțuri, cu trei elemente, au fost cu șase, cu șapte, cu nouă. Ba mai de curând și poate mai, mai uzual pentru mulți care ne ascultă, lista ar fi mai lungă, probabil de 12 discipline, care se împart de asemenea în trei categorii. Această listă cu 12 discipline o menționez pentru că ea apare într-o carte tradusă și editată de vreo câteva ori în limba română, semnată de Richard Foster, un autor clasic american, dar care este bine prizat și în spațiul românesc. Ori acolo el vorbește despre aceste 12 uh, orizonturi, planuri ale practicilor spirituale și le împarte pe uh, discipline spirituale. Uh, oarecum personale care țin de intimitate, de viața personală, relația cu Dumnezeu, apoi cele bisericești, apoi cele care țin de impactul creștinului în lume, în spațiul exterior, cumva, care țin de mărturia creștinului. Sigur, nu intrăm în detalii, doar că e bine să punctăm, noi alegem să vorbim despre trei dintre ele, care sunt oarecum în zona aceasta a disciplinelor personale și Eminamente spirituale, adică vizează verticala, relația omului cu Dumnezeu. Aș vrea să le discutăm în ordinea, meditația, rugăciunea și postul. Acestea trei așezate în această ordine, ca într-un fel de ierarhie, ca niște trepte care ne urcă spre Dumnezeu, au fost foarte mult discutate, elaborate, promovate în istoria creștinismului. Evident că și în scriptură. Noi vom porni mereu de la textele biblice, dar ele își găsesc cumva dezvoltarea teologică și aplicată în istoria creștinismului. Și în moduri diferite, dar întotdeauna sub aceeași, același scop, în același duh, meditația, rugăciunea și postul au fost cumva la înălțime, au fost mereu să revin în actualitate. Într-adevăr, ele sunt și cele mai cunoscute, cele trei, și uh, în spațiul nostru sau etosul nostru uh, creștin, în țara noastră și majoritar ortodox, uh, ele sunt cele mai uh, promovate. Uh, acum, noi, ca evanghelici, adevărat că uh, avem o înțelegere un pic mai aparte, diferită în privința practicărilor și probabil o să faceți trimitere referință la modul în care sunt practicate. Însă uneori noi suntem creștini evanghelici urmăriți de creștini majoritari și cumva acuzați sau arătați cumva așa puși într-un colț că nu le practicăm așa cum le practică Dumnealor sau atât de vizibil și chiar aș vrea în ediția de astăzi cumva să... Punctăm, să punem punctul pe ei și să vedem care este învățătura Mântuitorului și a Bibliei, a Sfintei Scripturi, pentru o înțelegere și o practicare conform cuvântului Scripturii. Trebuie să știți că mă bucură această perspectivă comparativă, pe care nu vom scăpa, nu mă voi eschiva. Însă, înainte de a ajunge la punerea în oglindă a celor două realități să le numim, pentru că este o realitate minoritară a creștinilor din sfera în care noi, de, noi doi ne mișcăm și a celor majoritari, aș vrea să fac două precizări Vă rog. care pot părea aparent contradictorii. Adică, disciplinele acestea spirituale, cele trei, de exemplu, sunt necesare și sunt paradoxale în același timp. Ele sunt necesare pentru că orice creștin, pe măsură ce se maturizează în credință, simte tot mai mult nevoia într-un chip duhovnicesc să mediteze, să se roage și să postească, adică să aibă o formă de asceză. Necesitatea acestor trei discipline nu trebuie scrisă undeva, ea oricum este scrisă, dar ea este înscrisă în noi. Ne dăm seama că nu putem avansa, urca spre Dumnezeu fără ele. Pe de altă parte, și aici s-ar putea să fie un element surpriză pentru cei care ne privesc, mai ales pentru cei din spațiul evanghelic iubitor de Scriptură, aceste discipline nu sunt reglementate ca practică nicăieri în Biblie. Am zis reglementate ca practică. Fiecare cuvânt e important. Să mă explic. Aflăm, de exemplu, din Vechiul Testament, că mari oameni ai lui Dumnezeu, cu pregădere poeții, cu pregădere în cărțile psalmilor, că aceștia meditau, cugetau și se fac referit directe, indirecte, dar oricum merge spre ideea aceea, textul, că meditau sau aș vrea să meditez sau când meditam, când mă gândeam, când această cădere fertilă de gânduri, cugetam, da, cuvântul din Cornilescu ar fi cugetam. Ne uităm în Noul Testament și îi găsim pe mari oameni ai Noului Testament, evident începând cu Hristos, care cugetau retragele de noaptele lui Isus, deși, sigur, nu, ne sunt detaliate. E clar că e vorba totuși de o meditație, de o contemplare, de o retragere întru cele duhovnicești. Deci, pe meditație, avem și în Vechiul și în Noul Testament, dar ni, nici unii, nici măcar Isus sau apostolii. Nu reglementează cum să medităm noi. Nu ni se dă un program, un verset că nu cer 10. Aș vrea să argumentez despre rugăciune. E plină scriptura de rugăciune și de oameni care se roagă sau nu se roagă. Și sunt amendați în text că nu se roagă. Marii oameni ai scripturii sunt, putem zice, în primul rând, oamenii ai rugăciunii. Corect. Avem campioni ai rugăciunii în Vechiul, avem campioni în Noul. Isus se roagă. Ceea ce este paradoxul întruchipat. Dumnezeu se roagă. Apostolii nu mai vorbesc. Suntem îndemnați să ne rugăm, mai ales prin epistole, Domnul o face de asemenea, dar din punct de vedere practic nu ni se dă un orar de rugăciune, o frecvență de rugăciune, un ritm. Să știm de câte ori. Noi nu știm cum e bine, pentru că nu avem, nu avem măcar o referință. Prin urmare, textul biblic nu ne ajută nici aici. Și în fine, ca durerea să fie maximă. Și iată, deja o miza discuției. Despre post e la fel. Vechiul Testament, postitorii de cursă lungă. Texte câteva, cum ar fi Isaia 58, mult citată, despre calitatea spirituală a postului. Dar nu era mult ca măcar în capitolul acela un verset la final, ca un apendice, să ne pună de când până când, de la ce oră până la ce oră, și bem apă sau nu bem apă, de exemplu nimic. Numai despre calitate. Ajungem în Noul Testament, alți campioni ai postului, începând cu Isus, care postește 40 de zile și este ispitit în zilele postirii lui. Aflăm despre apostoli ca au postit în diferite împrejurări. Vezi faptele apostolilor, bună oară 13. Aflăm de la apostolul Pavel, în anumite situații, spunând în posturi, în postire, adică în post repetat. În Adesea. Nicăieri însă nu ni se spune cum să postim în fiecare zi, lunar, bilunar, săptămânal, bisăptămânal, nicăieri suntem lăsați descoperiți. Prin urmare, vreau să păstrăm deocamdată suspansul acesta. Avem pe de o parte necesitatea acestor discipline, pe de altă parte paradoxul lor biblic. Domnule pastor, Ghiță -Mocan, între necesitate și paradox, totuși sunt niște discipline care sunt menționate în scriptură și ca să nu mai lungim așa suspansul, eu v-aș propune să le luăm așa pe rând, Desigur. să punctăm câteva lucruri esențiale care să fie aspecte practice, provocatoare pentru a înțelege cum suntem noi chemați, urmașii Domnului Hristos, să le Împlinim în viața noastră să le exersăm? Desigur, începem cu meditația, pentru că meditația este prima mișcare a Sufletului către Dumnezeu, am putea o numi într-o primă instanță. Sau, în felul în care îmi place să o prezint, meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu. Partea cea mai inefabilă, mai ușoară, partea cea mai sprintenă a ființei umane nu sunt trupurile noastre cu care nu putem prea sus să urcăm. Ci partea cea mai sprintenă este gândul. Asociați, vă rog, cu ideea de gând, noțiunea de cugetare, de meditație, cum am numit-o în chip tehnic, deși cuvântul meditație sigur nu apare exact în forma aceasta în textul Scripturii. El se ascunde în spatele cuvântului cugetare sau verbul a cugeta. Deci, Gândul care urcă spre Dumnezeu este acea capacitate pe care o numim de obicei imaginație și pe care Dumnezeu, Dumnezeu a pus-o creațional în noi. De exemplu, animalele au o foarte profundă inteligență care le ajută să supraviețuiască, dar nu au imaginație. Omul are imaginație. Așa că omul poate fi închis într-o încăpere cu trupul, dar el poate fi departe, iar imaginația se pare că este partea din om care nu poate fi închisă, încarcerată. Este libertatea lui. Cineva spunea libertatea înseamnă imaginația. Ei bine, când spunem meditație, acum noi ne referim nu la o meditație de tip extrem oriental. Meditația transcendentală, meditația de diferite feluri care ajunge până la noi, ba chiar îi cucerește pe unii dintre semenii noștri, crescuți într-un mediu creștin, care, meditație, necreștină fiind, se orientează mereu către sine și încearcă să, de să descopere în sine sau în Universul creat puncte de sprijin. Iar Universul are suficiente puncte de sprijin. Lucrurile nu sunt atât de aberante cum. Credem noi. Ele sunt chiar atractive și au o anumită logică. Iar ființa umană, mai ales psihicul uman, are suficiente uh, subsoluri, de desubturi, adâncimi ale sinelui, care se așteaptă cumva sau pot fi sondate cu un oarecare rezultat. Diferența însă între meditația creștină și cea necreștină sau non-creștină este că cea creștină e orientată mereu în afară. În afara omului, în afara creației. E orientată spre ființa lui Dumnezeu, cea pe care nu o vedem și pe care nu putem atinge deocamdată decât cu gândul, decât cu imaginația. Prin urmare, valorizăm imaginația acum, aici, în maniera aceasta exclusivă În care este orientată spre un obiect definit. Mereu altul, mereu superior, mereu în afara noastră. Și care ar fi premizele pentru a se asigura o meditație, nu știu, propice, eficientă, o acea meditație. Sau poate adecvată, da, da. da. Mă grăbesc să fac o mică listă, deși nu-mi nu plac listele, mi se par reducționiste, dar, dar trebuie, metodologic. Ziceam, noi medităm la Dumnezeul nevăzut. Dintr-o dată apare o mică, o, o mică neconcordanță. Cum poți medita la cineva pe care nu l-ai văzut? Ei bine, putem medita la Dumnezeu și să ne să o facem pe baza revelației sale. Atâta Dumnezeu cunoaștem cât ni s-a arătat. unde ni s-a arătat Dumnezeu? În revelația generală, adică în creație. Adăugați la creație istoria. Atâta cât o cunoaștem. Uneori e suficient minimal și istoria propriei vieți, cu toate întâmplările din ea. De asemenea, pe lângă această Revelație generală, este o Revelație specială, care este cumva propozițională, care este conținută în scripturi, în Vechiul și Noul Testament, în Biblie. Iată cartea aceasta, la colecția aceasta de cărți, Biblia, îl descrie pe Dumnezeu într-o manieră inedită. Nu există o altă Biblie ci este una singură. Prin urmare, scriptura, apropierea de text, lectura, dar lectura nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc. Eu o includ tot la meditație, de aceea nu am citat separat studiul scripturii, ci subînțeleg în meditație, pentru că îți trebuie un material pentru meditație și materialul țiliei propozițional din scriptură, din preună cu creația pe care o admiri, văzând în spatele ei Creatorul, văzându-l cu ochii inimii. Dincolo de lecțiile pe care le luăm din istorie și vedem umorul lui Dumnezeu în istorie. Deci, cumva, să spunem universul, atâta cât vedem, apoi istoria, atâta cât înțelegem, atât cât știm, apoi textul biblic, da? ca să venim cumva inductiv, atâta cât avem. Noi nu avem, de exemplu, în legătură cu Isus, și asta ni se sugerează în Evanghelia după Ioan, nu avem tot ce a făcut Isus. Și faptul că nu avem tot nu înseamnă că stăm cu mâinile în sân și nu mai credem. Nu. Zice, acestea au fost scrise ca voi să credeți. Înseamnă că avem îndeajuns. Iată cum scriptura devine cumva o cale a meditației, un mediu, un material al meditației. Îndem pentru aceasta prin aceasta, nu doar la o simplă lectură, nu doar să bifăm zilnic un număr de capitole, deși e bine să bifăm, ci să ne identificăm, să ne imaginăm în text, să ne imaginăm în acele personaje ale textului. De exemplu, există un canon de rugăciune semnat de un mare slujitor al bisericii din primul mileniu, deci dinaintea anului 1000, undeva suntem în secolul 7. Și el în acel canon de rugăciune de căință, care s-a păstrat până astăzi, își trece sufletul prin toate personajele negative ale Scripturii, cu începere de la Cain, care îl omoară pe Abel, și se vede pe sine, în toate acele ipostaze ale căderii, ale alunecării și își cere iertare de la Dumnezeu pentru el, pentru sufletul lui, trecând prin toate personajele. E un exercițiu la care eu nu m-am gândit până când am citit textul acela. E, poate e bine să se audă, mai ales că noi nu vehiculăm asemenea texte în mediul nostru. Dar este superb. Știți câte strofe are? 250 de strofe. Și aproape fiecare strofă, aproape, are un personaj și culege din textul biblic toate căderile și se asociază cu toate cele căderi, chiar dacă nu ad literam, dar în, în spirit, în, în decăderea aceea, minția, a, a apatiei, a alunecărilor, a scăzămintelor noastre și își cere iertare și se căiește cu toți păcătoșii Scripturii. Ceva în genul ăsta vreau să spun. Am înțeles. Acum, pentru creștini, Scriptura Cuvântului Dumnezeu e un instrument de bază și chiar Apostol Pavel îl încuraja pe Timotei, tânărul Timotei, să cugeste, să studieze și la timp și ne la timp, e expresia din traducerea Dumitru Cornilescu sunt categoric beneficii spirituale enorme din uh, și citirea simplă, dar și cu atât mai mult din meditație din ce înțeleg că încercat să uh, ne face să uh, prindem ideea și Sigur. importanța meditației. Sigur. Scriptura ne a fost dată nu spre citire, ci spre meditare, spre contemplare. Scriptura ne ajută să împlinim un verset drag nouă tuturor. Uh, acela când Pavel spune gândiți-vă la lucrurile de sus, ori Scriptura ne urcă acolo sus. Evident, nu putem să urcăm cu trupul, dar urcăm cu mintea, urcăm cu sufletul. De aceea, meditația e bine de făcut dimineața, pentru că mintea ne este odihnită, totuși după somn stăm mai bine decât înainte de somn, și pentru că ziua ne stă în față și o zi aduce multe. Uneori nu aduce anul, ci aduce ziua. Și cumva o bună așezare Înaintea lui Dumnezeu, cu câteva clipe de, de meditație, în jurul scripturii, a altor texte, chiar vreau să adaug și alte texte care cumva vin așa în complementaritate cu scriptura, care explică scriptura, sau biografii, autobiografii, atâta bogăție avem în epoca aceasta a textului încât chiar avem ce să facem, chiar avem cu ce să medităm, cu ce să ne înălțăm, înălțăm mintea. Deci, înainte ca să pornim cu altele spre Dumnezeu, să zic așa, pornim cu, cu, cu meditația, cu gândul. Dacă nu reușim această primă mișcare și vrem să ardem etapele, să sărim la rugăciune, de exemplu, care urmează, sau la post, fără să ne primenim inima prin meditație, Celelalte sunt compromise, nu reușesc. Părinții bisericii, acești scriitori mari, uriași, de la care le învățăm aproape pe toate, aveau obiceiul să spună ucenicilor lor, nu te grăbi la rugăciune, nu rosti cuvinte. S-ar putea să o faci mecanic, superficial. Întâi așează-te, întâi adună-te. Întâi zice, adună-ți mintea din risipire. Vezi că ai mintea împrăștiată. Vezi că nu te poți conecta, vezi că nu te poți concentra. Întâi concentrează-te și nu e nimic necreștin în ce spunem. Să nu facem asocieri incorrecte. Dar adună-te, liniștește-te, stai. Stai pur și simplu, oprește-te. Pregătește-te pentru rugăciune, pregătește-te pentru momentul în care intri cumva în acea conversație din nou nevăzută cu Dumnezeu. Să înțeleg că timpul acesta poate fi inclus în timpul devoțional. Pentru unii dimineața e mai greu accesibil timpul acesta. Unii preferă seara, au momente de liniște. E adevărat, după o zi obositoare e mai greu să te concentrezi. Dar cred că poate fi practicată. Sigur, sigur. Nu sunt reguli, nu sunt reguli spartane. Fiecare își cunoaște cumva organismul. Acum depinde și de dacă ești matinal, dacă ești nocturn, suntem diferiți. Ideea este următoarea. Cumva meditația ar trebui să fie o practică zilnică. Postul nu. O să vedem. Dar meditația da. Și atunci elementul acesta ar trebui integrat în fiecare zi, exact în porțiunea din zi, care este convenabilă fiecăruia. Dar, dar un moment trebuie să găsim. Adică asta nu e o scuză că la mine nu e convenabil. Ar trebui să fie convenabil. După ce intrăm în, în această practică, la modul individual, vom vedea că ne lipsește ca și apa, ca hrana. Și când ajungem aici, deja suntem bine. Adică, adică o facem în ritmul acesta normal. Ne stăduim să nu fie mecanic, sigur, ne stăduim să nu fie formal. Tot ce faci zilnic poate deveni formal. Bun, luptăm cu asta. Da. Dar totuși să ne lăsăm inima deschisă spre mirare, spre fascinație Gândiți-vă că mult înainte de Hristos Filozofi precum Socrate, Platon, Aristotel Dăm numele cele mai cunoscute Au avut grijă să ne spună că filozofia adevărată înseamnă mirarea Capacitatea de a te minuna De creație, de văzute, de nevăzute De lucruri, de oameni, de împrejurări, de idei Ori dacă ei mult înainte de creștinism și-au dat seama că starea cea mai înaltă a omului este starea de mirare. Atunci, în creștinism, lucrurile, lucrurile sunt, nu, nu sunt la fel. Sunt duse la ultima lor consecință. Câte vreme, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, Dumnezeu s-a întrupat. Noi avem un obiect al meditației, da? nu fizic, e adevărat, dar noi avem avem Obiectul acesta al Dumnezeului revelat, care a coborât la noi ca noi să putem urca deocamdată cu gândul spre el. Da, extraordinar. Chiar David avea exerciții de acestea frecvente în. Psalmii lui, observăm lucrul ăsta, el contempla creația și era uimit de creator de tot ceea ce vedea și nu vedea și a exprimat exaltarea asta și în cuvinte. Și ba chiar că... uneori a chemat creația exact. și zicea toți copacii să bată din palme, munții, să se miște, să, să se plece. Atâta de plină era inima lui de prezența lui Dumnezeu încât creația era chemată. La un moment dat spune toate neamurile, adică toate națiunile să se închine. Evident că nu l-a ascultat nimeni. Nici Israelul nu se închină. Dar, vedeți, asta este exaltarea, asta este bucuria. Noi ar trebui să trăim asemenea, asemenea uh, momente și asemenea stări în taina odăiței noastre, cum spunea Mântuitorul. În taina aceea odăiței, în ieșirile noastre în natură. Ar trebui ca meditația să devină atât de naturală evoluției noastre spirituale, încât fie în concediu, fie acasă, fie într-o zi banală sau într-o zi cu un eveniment deosebit pentru noi, pentru familie. Deci, indiferent, meditația să-și găsească mereu prilejuri, conținuturi. Asta implică să fim și creativi, că nu poți să o incluzi în niște tipare. Sigur. sigur și sigur. bănuiesc că avem așa o carență, noi cei din secolul XXI, că nu mai petrecem așa mult timp în natură, pe cum o făcea David? De acord, ne este tot mai greu. De obicei, mântuirea la oraș e mai grea decât cea la țară. Pentru că la oraș, spații în care trăim amândoi, suntem înconjurați de blocuri, de clădiri și vedem lucrările omului. Pe când la țară vedem mai mult lucrările Domnului. Amin. Și atunci, cumva, cine, cine locuiește în sfera asta rurală, este mult mai predispus la pioșenie, la meditație, este mult mai smerit. Pentru că se vede, când vezi un munte în fiecare zi, presupunem că ești lângă munte, când vezi un râu puternic, nu? Sau un fluviu, ce este omul. Zice este omul. Zici ca ce și Domn, omul, ca ca David, da. 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 Domnule pastor Ghiță aș vrea așa ne apropiem de prima parte a emisiunii și v-aș ruga să punctați așa câteva concluzii sau recomandări în ce privește meditația înainte de a merge spre celelalte două discipline. Aș face o recomandare de care n-aș vrea să uit. S-ar fi potrivit și în emisiunea viitoare, dar ca să nu uit. Recomand mai ales ascultătorilor noștri evanghelici să caute, aproape găsesc pe internet ce spun, sau numai pe internet, să caute și texte din secolul II, secolul 3, ba chiar secolul 4. Pentru că în acest interval de timp s-a dezvoltat mult uh, învățătura despre meditație. Și urmașii apostolilor au scris mai mult decât apostolii practic despre meditație. Subliniez, practic. Și s-au făcut recomandări deja acolo. Și avem recomandări despre dimineți petrecute în meditație, despre ieșiri, despre cum să-ți păzești mintea de posibile influențe în meditație. Iar în secolul IV, când deja a venit libertatea creștină după Constantin, scrierile au fost mult mai multe, sau cel puțin ni s-au păstrat mai multe. Deci, recomand o racordare la această literatură care ne aduce praxisul care lipsește din Noul Testament. Ați auzit praxisul? Pentru că ne vom da seama că a fost nevoie de câteva secole ca biserica creștină să-și poată cumva rândui viața propriu-zisă cu Dumnezeu, să, să își poată face obiceiurile cele bune, să poată așeza învățătura cea roditoare. Deci asta ar fi o recomandare de fond pe care aș dori să o fac și, în fine, o recomandare mai specifică pe care așa aș dori să mi-o ia cei care mă ascultă, ca de la cineva care se luptă și el în direcția aceasta, este să nu tot amânăm până când avem uh, pricini, stări, uh, nu știu, contexte favorabile să medităm, ci pur și simplu să medităm, să fim reflexivi în sensul bun al cuvântului. Mai bine să citim mai puțin din scriptură în fiecare zi, dar puținul ăla să-l punem un pic în minte, în lucrare. Mai bine să. Uh, să ne înfructăm mai puțin, nu știu, din natură, din, din, istorie, din... mai bine cumva să ne rezumăm experiențele, să nu căutăm, pentru că e o tendință, observați, o voluptate a trăirilor, a experiențelor, a ieșirilor, a plecării la capătul pământului, pe insule și așa. N-am nimic cu asta. Nu vreau să spun să nu așteptăm până ajungem în locul mult visat. Să nu cheltuim o grămadă de bani, chiar dacă uneori îi cheltuim. Bun, dar ce facem până atunci? Cumva să învățăm să ne adunăm pricini din lucruri mărunte. Și viața și ziua cu fiecare dimineață ne iese cumva înainte, în chip providențial, cu tot felul de motive, cauze, nu? Care sunt, care sunt mărunte, aproape nu le observăm. Dar știți ce am văzut? Oamenii mari și ai credinței și nu numai. Sunt mari pentru că se bucură de lucruri mici, pentru că văd o parabolă în toate, văd cumva o învățătură în spatele fiecărui fenomen natural, omenesc și toate parcă le citesc în cheia aceasta a lui Dumnezeu care se apropie, care ni se arată. Da mi-a plăcut foarte mult această expresie, oamenii mari se bucură de lucruri mici. Am ajuns așa cumva să nu mai observăm lucrurile, nici măcar pe cele mari, da. dar amite pe cele mici, și ca să le poți observa pe cele mici chiar ai nevoie de o aplecare, de un timp de o răbdare, de meditație că tot de un, un exercițiu, în exercițiu. Da. Da. Vă mulțumim pentru aceste gânduri frumoase și aceste precizări. Urmând ca în partea a doua să abordăm celelalte două discipline. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să l-avem împreună cu noi, pe domnul pastor și profesor Ghiță Mocan de la Biserica Pentecostală, Filadelfia, din Oradea. Am început acest subiect frumos, de actualitate, pentru credincioși, dintotdeauna a fost important și anume practicarea disciplinilor spirituale, Vă încurajăm să rămâneți cu noi. În ediția următoare vom discuta despre alte două discipline spirituale. Mulțumim invitatului nostru, vă mulțumim și dumneavoastră. Sunt Daniel Alexandrescu și până data viitoare vă doresc numai bine.